Vorbim astăzi în zi de sărbătoare și despre minunile de lângă noi. Un caz impresionant vine de la Deva. O femeie care a stat 3 luni la terapie intensivă și a fost în comă timp de 2 luni, a reușit să învingă moartea și i-a uimit până și pe medici, care îi dădeau zero șanse de supraviețuire. Femeia în vârstă de 38 de ani a fost unul dintre cele mai grave cazuri de infecție cu COVID-19 din spitalele Deva și Timișoara. Mă rugam la Dumnezeu să-mi dea putere să rezist pentru copil. Doar atât am avut. Dar după aceea n-am mai știut absolut nimic. Starea femeii s-a agravat la câteva zile după ce a fost internată la spitalul de urgență din Deva, așa că a fost transportată la Victor Babeș în Timișoara. Cu plămânii afectați, medicii îi dădeau zero șanse de supraviețuire. Greu am fost detubată după 2 luni de intubare. Am fost detubată cu greu, mi s-a făcut și traheostomie și mai multe proceduri medicale care, din păcate, doar acolo se fac sau la un spital mai de nivel înalt. Nu știe nimic din ce s-a întâmplat în jurul ei cât timp a fost în comă. A avut însă o dorință să ajungă acasă la fata ei. Închipuiam eu că intră pe geam și se culcă în pat lângă mine și dormeam îmbrățișată cu ea. Asta era, cred că era visul care m-a întărit și care m-a ținut în viață. Medicii spun că femeia a avut plămânii afectați în proporție de 80% și a fost supusă la 10 de proceduri medicale. Spre mirarea tuturor și mă bucur pentru dânsa, a lăsat-o acasă și e chiar bine. E un miracol. Se întâmplă și miracole din când în când. După acest episod, viața femeii și a familiei sale s-a schimbat total. Soțul meu a avut grijă de mine ca de un copil mic. Nu mă pot mișca, deci nu simțeam picioarele. Mâna stângă era inertă în pat, deci o căutam, deci nu simțeam absolut nimic. După ce urmată dureri îngrozitoare. După jumătate de an de internări și recuperare, femeia a fost primită cu bucurie de colegii de serviciu. Melinda este eroul nostru al Consiliului Județean. Mulțumesc! Și încă o dată spun, Melinda, bine ai revenit la noi!